Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu, vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Berbec pentru perioada 16-31 octombrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în perioada 16-31 octombrie 2024. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul dumneavoastră. Îl luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Berbec pentru perioada 16-31 octombrie. și avem Justiția, posibil să aveți de a face cu zodia Balanță, judecata. Și cinciul de monede. Ce se întâmplă cu voi aici? Poate unii dintre voi sunteți într-un proces, o împăcare care apare, da? Și avem uh, valetul de spade la baza pachetului. Se face dreptate într o situație Cineva care va a abandonat, cineva care a renunțat la voi, poate. Este ceva aici care nu vă place, unora dintre voi, un rezultat care apare, două arcane destul de. două majore, da? Un impact important în această perioadă pentru voi, care va avea loc. Poate sunteți într-un proces de divorț sau o succesiune. Este ceva care nu vă place, unora dintre voi? Cineva care a plecat, a abandonat, este ceva de care vor ști și ceilalți. O karmă, poate unii dintre voi, pe care ați avut-o de plătit sau o veți plăti în această perioadă, este ceva care nu vă place. Nu știu de ce am senzația asta, pentru că nu sunteți mulțumiți de rezultat. Căutați informații sau este nevoie să aduceți mai multe dovezi dacă unii dintre voi sunteți în proces pentru a clarifica, pentru a ajunge la final acestei uh, situații. Poate o nedreptate unora dintre voi care vi s-a făcut sau sunteți curioși în privința unui rezultat. Da? Este ceva care este foarte important pentru voi și are un impact foarte mare asupra voastră. Da, este ceva aici care nu vă convine, da, poate aveți de dat bani, poate aveți de primit bani unii dintre voi, sau apare aici o, ceva care trebuie împărțit, da, deci unii dintre voi clar aveți procese în această perioadă, da, aveți de-a face cu justiția, situații legale, este ceva care este nevoie de a împărți bani, da, sau poate o Casă, o moștenire, un divorț, un partaj care apare aici pentru unii dintre voi, sau la locul de muncă, unii dintre voi vreți să vi se facă dreptate într-o situație. Se iau anumite hotărâri. Este ceva definitiv. Aici avem cavalerul de băte. Trebuie să acționați, da? Poate apare și o mutare, o relocare, un drum neprevăzut, poate pentru unii dintre voi. Căutați informații. Trebuie să acționați la timp sau sunteți cumva obligați printr-o hotărâre judecătorească unii dintre voi de a achita o sumă sau de a împărți. Poate pentru o mașină pentru unii dintre voi sau pentru a vă deplasa este nevoie să faceți anumite demersuri. Vreți să plecați, vreți să vă mutați, să vă relocați, dar nu aveți resurse financiare suficiente, da? căutați soluții, încercați să rezolvați, sunteți foarte curioși și în această perioadă da, apare nebunul, o nouă, o nouă șansă care apare, deci sunteți nevoiți unii dintre voi da? să o luați de la capăt, să renunțați la trecut, da? să vă împăcați cu ideea, cu ideea da, într-o situație, într-o relație de dragoste, poate unii dintre voi, Um, un copil poate avea un rol important aici. Poate unii dintre voi ați riscat cu ceva, ați făcut ceva nebunesc, ceva îndrăzneț, poate ați îndrăznit să faceți mai mult decât trebuia și acum cumva nu prea n-a fost tocmai ok ceea ce ați hotărât voi să faceți, posibil și acest lucru pentru unii, da? nu este valabil pentru toată lumea, atenție acest mesaj, este un mesaj specific. Avem patru de monede aici, Patru de monede vorbește, da, despre cineva care este foarte reținut, ține la economiile sale, nu prea vrea să dați drumul la o persoană, poate, da, sau să renunțați, deși s-a terminat acea poveste, poate poveste de dragoste pentru unii dintre voi, poate bani, da, nu vreți să cheltuiți, nu sunteți pregătiți sau nu sunteți atât de deschiși informațiilor pe care le veți primi sau rezolvărilor sau uh, actelor, da, Este ceva așa care vă ia, poate, pe unii dintre voi prin surprindere. Nu erați pregătiți, poate, pentru unii, posibil să aveți probleme cu sănătatea în unele situații. Reușiți să vă stabilizați, reușiți să găsiți tratamentul corespunzător. da? Nouăle decupe. Până la urmă, da, voi reușiți să ajungeți la acest nou cupe. Vă doriți foarte mult ceva așa pentru sufletul vostru. Uh, văd mai multă singurătate aici din partea voastră, da, de deci cei din jur se pare că nu vă sunt alături într o anumită situație, dar uh, poate chiar o separare, un divorț, da. Poate unii dintre voi v-ați dorit foarte mult să câștigați acest proces sau um, să arătați de fapt cum au stat lucrurile. Și iese la suprafață un adevăr, o situație se clarifică, ceva care a stat ascuns, ceva care nu ați avut suficiente informații sau dovezi, da, Pentru unii dintre voi, dar apare satisfacție, apare mulțumirea. Doiul de cupe, ia uitați frumos aici, avem colaborări, contracte, o iubire, da, împărtășită, da, posibil ca unii dintre voi să reluați, da, o poveste de dragoste, cineva, cum am și spus la început de posibil ca cineva să vă fie abandonat, să fie renunțat la voi cândva, și acum această persoană revine în viața voastră, posibil da, să apară această împăcare, această revedere, sau cu persoane persoană sau cu o anumită persoană importantă din viața voastră care știți că puteți să colaborați sau să puteți să aveți, nu știu, contracte da, sau asocieri în unele situații. Trebuie ceva aici să se clarifice, un adevăr care este la suprafață și nu este tocmai plăcut. Dar aveți pe cineva care vă este alături și vă susține, vă este acolo, da, în preajma voastră. Este o persoană care este de încredere. Avem aici valetul de monede. Valetul de monede, da, vorbește despre o ofertă pe care o primiți, o studiați, o analizați. Uh, un nou proiect, un nou loc de muncă, o nouă. Ofertă, da, ceva care este palpabil, este real, poate un copil, da, care studiază, ajutați, da, poate unii dintre voi acest copil, da, să îl susțineți posibil, da, ca unii dintre voi Sau așteptați anumite rezultate financiare, poate unii dintre voi ați făcut, nu știu, un împrumut aveți nevoie de bani, ați făcut un împrumut și ați așteptat sau un ajutor din partea cuiva, este ceva care vine către voi, sunt bănuți care vin către voi, dar nu sume foarte mari, este ceva care vă poate ajuta pe moment, da? Posibil și acest lucru sau o nouă relație, da? Care vine către voi, o nouă persoană. Sau persoana, da, care revine în viața voastră, da, pentru, an, pentru Cineva anume aici, da? Deci nu este pentru toată lumea. Apare această ofertă, este ceva stabil. Analizați foarte bine această persoană, da, oferta acestei persoane, intențiile acestei persoane, da, care vine către voi. Da, din nou vorbim de acest doi de cupe, da? Deci se pare că, da, voi până la urmă începeți să vă găsiți echilibru, da? Începeți să vă liniștiți, începeți să rezolvați această situație este aici cineva alături de voi, da? reușește să vă scoată din această zonă de 5 de monede putere aici, avem posibil să aveți de-a face cu Zodia Leu sau nu, se pare că da, o să fiți provocați. Din nou vorbim de evenimente importante, ceva care se, se repetă sau se amânat da? și acum primiți acel rezultat. Este ceva foarte important pentru voi și sufletul vostru, da? este ceva care ați tot așteptat, Vine ca o provocare pentru voi. Pentru unii, da, cum am și spus, posibil da, să nu primiți răspunsul dorit așa cum ați vrea voi, dar este o decizie care nu se poate schimba. Da? Se ia această hotărâre care nu aveți cum să schimbați, nu aveți ce să faceți. Chiar dacă nu vă convine, da? Da, ia uite, și cărțile vorbesc la fel, avem un 4 de cupe, da? Deci nu sunteți tocmai mulțumiți de rezultat, de ceea ce se hotărăște, de ceea ce se întâmplă, da, de colaborările pe care le-ați le avut sau le aveți, de locul de muncă, unii dintre voi, da, parcă nu sunteți chiar atât de încântați pentru că poate aveți pare, aveți nevoie de bani și nu sunteți plătiți suficient la acest loc de muncă în care sunteți sau poate unii, da, renunțați, vă, de, vă dați demisia, da, și vă dați seama că ați făcut o greșeală pentru că nu era momentul să faceți acest lucru, pentru că au apărut poate cheltuieli neprevăzute. Da, sunteți plictisiți, sunteți supărați, unii dintre voi regretați sau poate a venit o ofertă către voi, voi ați refuzat acea ofertă, da? Și acum vă cam pare rău, da, unora dintre voi pentru faptul că nu ați acceptat la timp acea ofertă și acum lucrurile. Aici avem lumea, lumea vorbește, da, despre închiderea unui ciclu karmic, da, din nou vorbim despre karmă, ceva care se închide, da, ia final. Deci, cum am și spus, se închide acest proces sau se Primiți un răspuns, o confirmare nu tocmai uh, dorită de voi, deși este lumea aici, da. avem uh, uh, totuși un succes, sau de la drum, da? trebuie să călătoriți unii dintre voi, trebuie să faceți un drum important da, care poate schimba cursul pentru unii dintre voi. Posibil și acest lucru, dar uh, se închide această perioadă. Poate pentru voi a fost foarte greu acest proces sau această situație, da sau acest ciclu karmic. Ieșiți din această situație. Se închide, într-adevăr. Reușiți să finalizați. Dar avem totuși aici regele de cupe. Regele de cupe vorbește da, despre zodiile de apă, rac pe scorpion, pe cineva care vă puteți baza, cineva care vă susține. Este cu inima deschisă, vine către voi această persoană, vine cu intenții serioase către voi, da? vă puteți baza sau poate cere sfatul unei astfel de persoane, da, ca să puteți să vă echilibrați. Poate unii aveți probleme de sănătate, cum am și spus, da, și este nevoie, da, să faceți anumite uh, investigații medicale, da, poate sunteți pe un tratament sau veți fi pe un tratament unii dintre voi. Este cineva aici care vă susține. Poate sunteți mai sensibili, este o perioadă sensibilă pentru voi în această perioadă, da, este ceva care are un impact foarte mare asupra voastră, mă repet, da. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.